Ce bine e când frații cu dulce se unesc și-n dragoste și-n pace pe Domnul preamăresc. Și-n dragoste și-n pace pe Domnul preamăresc. Ca roa ce se varsă pe câmpuri și prin văi și binecuvântarea cădeava peste ei și binecuvântarea cădeava peste ei. O credință și un botez, un singur Salvador sunt crez, Domn și Mântuitor. Avem în Iisus un crez, Domn și Mântuitor. Înainte totdeauna, în lucru Domnului, vestind cuvânt Binecuvântat să fie Dumnezeu de fiecare prezent în mijlocul nostru și întreaga adunare să spună lăudat să fie numele Lui. Este vrednic de laudă și de închinare. Îi mulțumim din nou lui Dumnezeu pentru acest timp prielnic, pentru această oportunitate care ne-a pus-o la dispoziție de a veni din nou în casa Lui, să ne închinăm cu frică în templul Lui cel Sfânt. Aș dori ca El să binecuvinteze prezența noastră împreună și să simtă fiecare din noi prezența lui Dumnezeu în inima Lui, să ne vorbească, să ne sfătuiască, să primească rugăciunile de la noi, să ne învețe și să ne ajute Dumnezeu să putem împlini cuvântul Său. Să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze această după masă și să petreacă cu noi și în dreptul fiecărui să ne vorbească. Așa cum stăm, rugăm ca Dumnezeu să ne cerceteze. Te binecuvântăm, Tată din ceruri. Credințăm, te binecuvântăm și te lăudăm, Mântuitorule drag, că ne asculți. Amin. Amin. Rog să lăudăm pe Domnul cu o cântare. Vom ocupa locurile, după care fratele Toader ne va duce în rugăciunea următoare. Domnul să-l binecuvinteze. Thank you.
credincios cu adevărat. Pe cărarea curăție și în lupta spre mai bine să mă sinu pot într-una, numai harul să se cuvine. Văd cum totul se-mpotrivă, numai harul să mă ține. Numai harul, Doamne, numai harul mă păstrează ce stare, Doamne, îndrăznesc la Tine. Și-n cădere și-n înălțare, numai harul să mă ține. Numai harul, Doamne, numai harul mă păstrează cu adevărat. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu, amin. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, amin. Iubiții noștri frați, surori, tineri, bătrâni și toți care Dumnezeu ne-a ajutat ca să fim în această după masă, în casa de rugăciune, să continuăm ceea ce am început de dimineață și vrem ca să aducem la un bun sfârșit această zi închinată Domnului Dumnezeu să ne binecuvinteze. Am cântat această cântare, căci numai harul Tău ne ține, dragii noștri. Spunea una din cântări că îngerii pot să-L slăvească pe Dumnezeu prin cântări, dar cât despre har, ei nu pot să-I cânte, ci numai Eu. Dumnezeu să ne binecuvinteze că avem acest favor minunat, avem acest privilegiu în fața lui Dumnezeu să-I putem cânta despre acest har care ne-a fost arătat. Odată cu venirea Domnului nostru Iisus Hristos în lumea noastră, El ne-a adus acest har, această iertare, această grațiere, fără bani, fără plată. N-a venit ușor mântuirea noastră, dragii noștri, dar Dumnezeu ne-a binecuvântat și ne-a făcut și nouă parte ca să avem parte de acest mare har. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Suntem la oara de rugăciune și am vrea să ne concentrăm inima noastră, gândurile noastre să le adunăm aici, să fim cu toți aici. Am fost, ne-am odihnit puțin trupurile noastre, dar am venit să continuăm slujba ce am început-o dimineață. Dumnezeu ne-a lăsat o zi minunată, cuvinte multe, avem la ce cugeta toată săptămâna și poate multe zile din viața noastră, la cuvintele care s-au vestit, la cuvintele Duhului Sfânt care au fost vorbite în mijlocul nostru. Dumnezeu să ne facă să fim culoarea minte. Domnul să ne binecuvinteze. Vreau ca un îndemn pentru prima îngenunchiere să citesc din Epistola 1 sobornicească a Apostolului Petru, unde spune cuvântul Domnului în felul următor, începând cu versetul 5.
Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru că încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care pere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei însăși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum, cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer, în care chiar îngerii doresc să privească. Așa cum am spus, dragii noștri, despre acest har nu poate nimeni să-L laude pe Dumnezeu decât noi cei răscumpărați, care Dumnezeu ne-a făcut și nouă parte de această frumoasă chemare. Am intrat în adunare și m-am uitat așa, ce binecuvântare, ce har avem, dragii noștri, casă frumoasă, spațioasă, aer condiționat. M-am dus cu gândul vreo 40 și ceva de ani în urmă, când am luat eu botezul, nu era baptister, nu era la râu undeva într-un șopron, întunecos, pe la 11:30, am luat și eu botezul, mi-aduc aminte, cu câteva suflete și nu m-a întrebat așa cu microfonul să mă întrebe, să răspund în fața multor maturi. Un prezbiter m-a întrebat la ureche, ca nu cumva să audă, pentru că aveam acolo o vecină care ne urmărea și căuta să prindă pe credincioși, să-i ducă pe mâna dregătorilor, să zic așa. Și uitați-vă ce vremuri de îndurare Dumnezeu a păstrat pentru noi. Binecuvântat să fie numele Lui, dragii noștri, dar și acestea au să se termine, și acestea au să se gătească într-o bună zi, va trebui să dăm fiecare socoteala de credința noastră în Mântuitorul nostru. Dumnezeu să ne ajute să ne încărcăm cu cuvântul Lui, să ne încărcăm cu multă credință, cu răbdare, cu nădejde, ca să putem căpăta ceea ce ne-a fost făgăduit. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Acum, hai să ne plecăm pe genunchi și fiecare, dragii noștri, să venim într-o formă plăcută lui Dumnezeu, să ne închinăm, spune cuvântul, cu podoabe sfinte. Dar aceasta nu putem face în momentul acesta, deja cum suntem, cum am venit, așa ne vom închina, dar să rugăm pe Dumnezeu să ne dea o minte înțeleaptă. Când venim în casa de rugăciune, să știm că intrăm în casa lui Dumnezeu, aici unde se cheamă numele Lui, unde este prezentă prezența lui Dumnezeu, dragii noștri. Domnul să ne binecuvinteze. Hai să ne rugăm cu toți, în comun. Poate cineva are o dorință arzătoare în fața lui Dumnezeu, a ajuns aici și a vrut și a pus de gând poate de dimineață sau mai târziu să-i mulțumească lui Dumnezeu. Are pricină de laudă la adresa lui Dumnezeu. Noi îi vom mulțumi cu toți împreună și pe urmă, dacă este cineva îndemnat să meargă cu rugăciune înainte și noi îl vom sprijini, vom întări rugăciunea cu da și amin. Domnul să ne ajute! Aleluia! Rog ca Jason cu Evelina să recite poezia, după care vom lăuda pe Domnul cu o cântare și vom veni din nou în rugăciune înaintea Domnului. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor rei,
să nu se oprește pe calea celor păcătoși, să nu se așeze pe scaunul celor bagicuritori, să scuze să fiu cerea în legea Domnului, să zi și noapte cu citirea legea Lui. El este ca un pom stric în găzbor de apă și care își dă rodul la vremea Lui. Scale care frunze nu mă văzăjesc, tot începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei rei, ci ei sunt ca preava care spăimără vântul. De ceea ce rei nu pot ținea capul sus să urcăți, nici păcătoși în adunarea celă vechiniți. Dar Domnul cunoște calea celă vechiniți, dar calea păcătoșilor duce la viere. Amin. Rugăciune, Doamne, mine pune, ca să pot să fiu pentru Tine viu, ca să pot cânta pentru slava Ta.
lăudăm pe Domnul cu o cântare și vom veni cu rugăciune de cauze înaintea Domnului. Privește cerul mai sus de nori, cu mine stele ca niște flori ce valorează, dulcesc lipesc și universul împodobesc. Acolo-i țara mea, acolo-i viața, acolo-i dorul meu, se-nalță către cer, departe de orice chin, departe de dureri, de unde mielul plin revarsă mângâiere. Acolo-i țara mea, acolo-i viața, acolo-i dorul meu, către cer, departe de orice chin, departe de dureri, de unde mielul plin revarsă mângâie. De vrei să crezi, de vrei să știi, numai lui Iisus tu-i poți suji. În mărire poți vețui și-a lui iubire o poți primi. Acolo-i țara mea, acolo-i viața, acolo-i dorul meu, se-nață către cer, departe de orice chin, departe de dureri, de unde mielul plin revarsă mângâiere. Acolo-i țara mea, acolo-i viața, acolo-i dorul meu, se-nalță către cer, departe de orice chin, departe de dureri, revarsă mângâie. O țară sfântă, când te-ai zărit, gata de plaiuri, când voi sosi pe-a ta câmpie, aceea zi, toți credincioșii s-or întâlni. Acolo-i țara mea, acolo-i viața, acolo-i dorul meu, se-nalță către cer, departe de orice chin, departe de dureri, de unde mielul plin revarsă mângâie. Acolo-i țara mea, acolo-i viața, acolo-i dorul meu, se-nalță către cer, departe de orice chip, departe de dureri, de unde mielul plin revarsă mângâie. Parcă se aude din depărtări un glas ce strigă, noi vă așteptăm în țara sfântă, de aur curat ce prin credință ați câștigat. Acolo-i țara mea, acolo-i viața mea,
am cântat despre țara cerească, despre patria în care dorim să intrăm. Și așa de frumos ne-am exprimat prin versurile cântării. Am cântat prin credință ceea ce ne-a pregătit Dumnezeu, chiar dacă nu am văzut cu ochii noștri fizici. De aceea aș ruga să cântăm și cu inima noastră. Doar o reciti versetul, chiar câteva versete, unde a fost citit deja la întâia rugăciune de fratele Toader, de la întâia epistolă subornicească a lui Petru, la versetul 5 în jos până la versetul 9, și vom aduce cauzele noastre înaintea lui Dumnezeu, vom aduce mulțumirile noastre înaintea lui Dumnezeu. Apostolul Pietru scrie în felul următor: voi, adică noi, sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Apostolul Petru se îndreaptă și către noi între această seară și ne spune că noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. Prin credință suntem păziți de puterea lui Dumnezeu, chiar dacă trebuie să trecem pentru puțină vreme prin felurite încercări. Ce fel de încercări? Felurite, de tot felul. Spune că suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. Din ce pricină? Pentru ca încercarea credinței noastre, spune Apostolul Petru, care este mai scumpă decât valoarea aurului pământesc. Și așa de frumos scrie: pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul, care pere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Hristos. De aceea suntem puși la încercare prin felurite încercări, ca la arătarea lui Hristos să strălucim mai mult, slava lui Dumnezeu să se vadă tot mai mult în noi, să depindem tot mai mult de Dumnezeu, ca credința noastră, care Dumnezeu încearcă acum în felurite încercări, să dea dovadă de statornicie, de încredere în Dumnezeu și să rămânem neclintiți, pentru că veți dobândi sau vom dobândi ca sfârșit al credinței noastre mântuirea sufletelor noastre. Doamne, dă-ne înțelepciune și atunci când suntem încercați să nu cârtim, ci să primim cu bucurie încercările care Dumnezeu ne pune în ele și să-i mulțumim lui Dumnezeu. Că atunci când inima este mulțumitoare, chiar dacă este în încercare, trece mai ușor, trece biruitoare, nu este atacat așa de mult, ci se întărește, dimpotrivă se călește, se întărește în credință. De aceea să aducem la cunoștința lui Dumnezeu încercările pe care le-a îngăduit Dumnezeu în viața noastră, care sunt felurite, nu sunt la fel. La unii sunt mai mari, la alții sunt mai puțini, dar fiecare suntem încercați. De aceea să le aducem la cunoștința lui Dumnezeu, și cel ce cunoaște încercarea și cunoaște și măsura fiecărui și cât se îngăduie, el poate să-ți vină în ajutor
și El poate să-ți dea biruință, să-ți întărească credința ta, Mântuitorule, scump ascultător, și credința mea, și să primim ca urmare sau ca sfârșit mântuirea sufletelor noastre. Aș dori ca fiecare din noi să treacă biruitori prin încercarea care suntem și Dumnezeu să ne dea izbândă și în mod deosebit. Dumnezeu să fie lăudat în încercarea care a îngăduit-o în viața noastră. De aceea să le aducem înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă nu vedem ieșire din situații, chiar dacă nu cunoaștem ce ne stă în față. Dragi frați și surori, să aducem la cunoștința lui Dumnezeu, Cel ce cunoaște toate lucrurile, și să le punem în fața Lui. Și dacă ne încredem în El, El este și are putere să ne treacă biruitori. Aș dori să ne ridicăm pe picioarele noastre și să aducem cu voce tare suferințele noastre, încercările noastre, bucuriile noastre, să le aducem la cunoștința lui Dumnezeu. Și El va interveni, așa cum a intervenit și în viața lui Petru când era pe mare și a întins mâna și l-a izbăvit. Așa cum a intervenit și în viața lui Iov și i-a dat biruință, va interveni și în dreptul tău, dragul meu, și în dreptul meu. Chiar dacă n-ai răspuns la întrebări, încrede-te în Dumnezeu și nădăjduiește în El. Adu la cunoștința Lui încercarea și încrede-te în Dumnezeu. Eu aduc mulțumire Domnului și în ziua de azi. Poate contrat ca un obicei, dar eu socot că și Domnul Iisus a avut multe obicei bune. Dumnezeu să primească mulțumirea fiecăruia. Domnul să vă primească mulțumirea. Spuneți, frate Aurel. Slavă Domnului că și-a arătat mila și îndurarea. Dacă mai sunt din partea fraților, să lase pace. Amin. Amin. Dacă mai sunt din partea fraților sau a surorilor, Dumnezeu să le întărească și să intervină cu mâna Lui. Slavă Domnului! Amin. Doamne, lasă pacea Ta. Dacă mai sunt din partea surorilor, Domnul să vă primească mulțumirea. Domnul să aibă. Am fost înștiințați de dimineață, înainte de a ieși, că Dumnezeu va tăia calea la doi tineri. Vă rog să ne rugăm ca Dumnezeu cu milă să intervine, să aibă milă. Și să ne apropiem de Dumnezeu. Dacă mai sunt cu voce tare, dacă sunt cauze în taină și doriți să le aduceți printr-o ridicare de mână înaintea lui Dumnezeu, este timpul să o aducem. Cel ce ne cunoaște, Cel ce răspunde, vede în taină, ne va răsplăti fiecăruia în parte. Așa.
Așa cum stăm, fratele Stilian va mijloci pentru cauzele care au fost aduse înaintea noastră, se va ruga și pentru colecta care va fi și cuvântul care va fi vestit, Domnul să-l binecuvinteze și să ne asculte rugăciunea. Doamne, mai întâi vrem să-ți mulțumim pentru că l-ai dat pe Domnul Iisus la moarte pentru noi. Ne-ai iubit și ne iubești în continuare, Doamne, pentru că Tu așa ai spus că ne vei păzi. Ne vei păzi casele noastre, corturile noastre, ne vei păzi pe noi, Doamne. Și să vede evădită această pază, Doamne, că Tu ne păzești. Ne păzești de accidente, ne păzești la casele noastre. Păzești frații care, Doamne, sunt plecați la mii de kilometri. Doamne, Tu ești Domnul și în Tine ne încredem și Ție slăvim numele. Iată că venim, Doamne, cu alte cerințe înaintea Ta. Venim, Doamne, ca cel rău să îndepărteze, să se îndepărteze de familiile unde sunt pe prag de divorț, Doamne. E rău când într-o casă nu e pace, Doamne, mai ales între bărbați și nevastă, pentru că nici rugăciunile nu s-au ascultate, Doamne. Am vrea, Doamne, să lași pace acolo, ce omul nu mai poate. Schimbă-le inimile, Doamne, fă-le inimi de carne să se iubească, să se înțeleagă, Doamne, și pacea să se restabilească în casa aceea, Doamne. Te rog și pentru alte familii unde, Doamne, sunt lucruri grele, ajută-le ca să se poată întoarce la Tine, să Te recunoască ca Domn și Mântuitor și să restabilească pacea în case, Doamne. Acum te rog pentru copiii aceștia, Doamne, care sunt, am înțeles, în problemă de accident, Doamne, Domnul meu. Tu ești Cel ce ai creat totul, Doamne. Tu ai creat totul, corpul nostru, Doamne, oasele, tot ce a fost carne, tot. Tu poți să faci la loc, Doamne, și să faci ca acești copii să poată să fie întregi, Doamne. Redă-i familiei, Doamne, redă-i în viață, redă-i, Doamne, sănătoși. Ție-ți mulțumim, Doamne, pentru toate. Îți mulțumim și pentru bunătățile care le dai, bucuriile ce le faci robilor Tăi, Doamne. Îți mulțumim pentru cuvintele care Tu ne le lași prin fraz, Doamne, să fie vestite. Îți mulțumim pentru că sunt pentru îndreptarea noastră, Doamne. Dă-ne putere să strângem cuvântul Tău ca să putem avea de unde scoate în vreme de restriște, în vreme de necaz, Doamne. Te rog, ascultă-ne rugăciunile. Acum te rog să binecuvintezi și colecta, Doamne, să binecuvintezi pentru că e nevoie, pentru necesitățile adunării ale bisericii, Doamne, să binecuvintezi și cuvântul din această seară, Doamne, să lași ca Duhul Sfânt să vorbească, El să fie călăuza mea, Doamne, ca să pot vesti cuvântul așa cum Tu vrei și nu cum vreau eu, Doamne, să fie vestit prin Duhul Sfânt, iar nu prin eu-ul meu. Toate lucrurile Ți le aducem înaintea Ta în numele Domnului Iisus și Îți mulțumim pentru ele. Amin. Să ocupăm locurile, vom lăuda pe Domnul cu o cântare în timp ce se va strânge colecta. După cântarea în comun, rog corul să pregătească, vă lăuda pe Domnul cu o cântare, apoi corul bărbătesc și fratele Stilian va trece la cuvânt. Aștept, Iisuse, privind spre cerul să văd dacă nu vii. În orice seară eu te chem iară pentru a mă pregăti. Tu ești aproape, poate la noapte s-ar întâmpla să vii. Pătată, nu-mi e curat, ce fac eu dacă vii? Tu ești aproape, poate la noapte s-ar întâmpla să vii. Haina-i pătată, nu e curat, ce fac eu dacă vii? Te-aștept și ziua și-mi este frică că Tu vei apărea. O, dă-mi putere în grea durere ca să mă pot lupta. Sfântul Tău sânge și acum curge, mă poate.
mine, dar Tu mă vei scăpa. Sfântul Tău sânge și acum curge, mă poate vindeca. De orice vine, de orice tine, dar Tu mă vei scăpa. Când dimineața dispare ceața, din fata-mi tresări. Mă scol în grabă, mă uit afară, să văd dacă Tu vii. Ca oșii care în așteptare, de-acum stau mereu. Viața mea toată ți este predată, de-acum sunt al Tău. Și care în așteptare, de-acum stau mereu. Viața mea toată ți este predată, de-acum sunt al Yes.
Dacă vreți să dăm cinste cuvântului Domnului, care vom citi în seara aceasta din Matei, capitolul 6, începând cu versetul 24 în jos, pagina în Biblie 929. Matei, capitolul 6, versetul 24 în jos. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mai mult, mai de preț decât ele? Și apoi cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp și nici ei nu torc, nici nu țes. Totuși, vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va putea îmbrăca el cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor. Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuințe de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Amin. Vă rog să-i ocupați locurile. Vedem în acest capitol cum Domnul Iisus începe predica sa, le spune lor atunci și ne-i de folos și nouă astăzi. Și înainte de a ajunge la acest verset care l-am citit în această seară, el mai spune câteva lucruri care ne sunt de folos și nouă. Îi învață pe acei oameni cum trebuie să fie, cum trebuie să se poarte și ne-i de folos și în seara aceasta ca să putem înțelege ceea ce vrea Domnul să ne spună. Și mai întâi le vorbește despre milostenie, dacă vedem, începând cu versetul 1 din capitolul 6, le vorbește despre milostenie, despre rugăciune, despre cum să se roage, despre post, despre comorile pe care trebuie să avem în vedere ce facem cu ele și unde ne este inima. Și pe urmă ajunge și la cuvântul care l-am citit, de neputința de a sluji la doi stăpâni și mai mult decât atât, despre griji și despre îngrijorări. Le vorbește despre milostenie și spune ca să avem grijă în momentul când facem milostenie, pentru că trebuie făcută, să nu trâmbițăm. Când facem un lucru, când dăm cuiva în numele Domnului, să nu ne apucăm să vorbim, am făcut, am dres, am dat. Pentru că spune că răsplata ai luat-o aici. Lasă ca răsplata să fie în cer. Când faci un lucru, când faci o milostenie, să nu știe stânga ce face dreapta. Mai departe ne vorbește că atunci când ne rugăm, să avem în vedere și de lucrul acesta, pentru că sunt unii care se roagă, am înțeles că sunt unii care se roagă 5-6 ore. Eu nu îmi dau seama ce poate să se roage un om 5-6 ore. Și am întrebat, ce te rogi în acest timp? Zice, 3 ore îi dau slavă Domnului și 2 ore, pe urmă, restul. Domnul să-l binecuvinteze și să binecuvinteze pe cei ce pot să se roage atâta timp. Dar Biblia ne îndeamnă la un lucru și spune, zice, când vă rugați să nu fiți ca fățarnice care le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile uliților, sau să vorbească repetat anumite lucruri, anumite cuvinte, aceleași cuvinte. Domnul știe de ce avem trebuință. Și e un lucru bun că ne rugăm Domnului, e un lucru bun că cerem Domnului. Dar să nu repetăm aceleași lucruri ca o moară din aia stricată, aceleași lucruri tot timpul, 3 ore la rând, Doamne, dă-mi sănătate, Doamne, dă-mi sănătate, pentru că Domnul știe de lucrul ăsta. Trebuie avut în vedere. E, același lucru și ucenicii, spunându-le despre aveți grijă cum vă rugați, ucenicii le-a spus, zice, Doamne, noi nu știm să ne rugăm. Învață-ne să ne rugăm atunci.
Învață-ne ca să putem fi plăcuți înaintea ta, ca rugăciunea să fie ascultată. Și Domnul mai departe le spune și le dă ca un șablon cum să fie rugăciunea. Și ne este arătat Tatăl nostru, care îl știm cu toții și care nu vreau să trec acum peste el. Mai departe le vorbește, le ia așa eșalonat ca și noi să înțelegem în această seară. Mai departe le vorbește despre post, cum trebuie să postim, ce trebuie să facem. În Isaia 58 ne este dat clar ce trebuie să făcut în post și omul când vrea să postească. Dar aici Domnul le vorbește, zice, când postiți să nu luați o înfățișare posomărâtă ca fățarnicii. Că mai întâlnești câte o persoană, câte un frate, o soră și îl vezi așa de amărit, atât de necăjit, zice, ce se întâmplă cu tine, ce ai, zice, sunt în post. Păi trebuie să fii supărat de cine știe ce ți-a murit, că ești în post? Trebuie ca Biblia ca, așa ne îndeamnă și spune să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii care își sluțesc fețele ca să arate oamenilor că postesc. Și tu când postești, ungeți capul, spală-ți fața. De ce? Pentru că ești în fața Creatorului, ești în fața Stăpânului și postești ca rugăciunea să-ți fie ascultată, postești ca postul să fie primit, nu ca stai ca o zi întreagă, nu mănânci, nu bei nimic și stai și abia aștept să vină seara ca să se termine și nici măcar rugăciune în ziua aia, nici măcar n-ai stat, n-ai vizitat un bolnav, n-ai dat mâncarea ta celui care a mărit și cu atât mai multe alte lucruri care să fac. Stai decât ca să faci, parcă ar fi o economie în aceea zi, dar nici rugăciune, nici cântare, nici post, nici nimic, nici citire din cuvântul Domnului. De aceea cuvântul ne îndeamnă ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care te vede nascuns îți va răsplăti. Mai departe le vorbește despre comorile astea care, să fie cu iertare, prea mult tragem după ele. Nu generalizez, dar se întâmplă în poporul lui Dumnezeu, nu vorbesc de adunarea noastră, în general vorbesc despre creștini, în general vorbesc despre cei care, cel puțin am venit din partea de est, am venit din partea Europei, parcă aici toate lucrurile ne sunt făcute în așa fel încât să ne agonisim cât mai mult. Parcă era mai bine acolo că ne aveam pâinea cea de toate zilele, dar aveam mai multă rugăciune. Aveam pâinea cea de toate zilele, dar era mai mult cu Domnul, era mai mult lângă Dumnezeu. Aici a avut grijă diavolul să ne dea multă muncă, a avut grijă ca să ne facă să avem 2-3 geaburi, a avut grijă ca să avem case luxoase, să tragem după ele ca să putem să le plătim, ca la un moment dat, dacă n-ai cu ce le plătiți, ți le ia banca, a avut grijă. De aceea cuvântul ne spune, zice, să nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă molile și rujina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori unde? În cer. Tot ce facem și dăm în numele Domnului, acolo e o comoară care se strânge în cer. Tot ce agonisim pentru numele Domnului și în numele Domnului, acolo e bun, pentru că nimic nu luăm când plecăm. Goi am venit, cum a spus și eu, gol am ieșit, gol mă voi duce. Nimic nu îl vom lua. Luăm un singur lucru, păcatele noastre le luăm cu noi. Dar până a merge acolo, trebuie ca să avem grijă cum gestionăm aceste lucruri. Faceți-vă, prieteni, cu ajutorul bogăților nedrepte, spune. De ce spune cuvântul cu ajutorul bogăților nedrepte? Păi vreau să spun un lucru. Ce lucru ai și să nu fi fost primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și când ar fi al tău? Ce lucru ai? Ți-a dat Dumnezeu sănătate să poți să muncești, să poți să-ți faci, să-ți iei o casă, să poți să-ți iei o mașină, să poți să-ți faci? De ce te lauzi că ai făcut mare lucru? Dumnezeu e acela care e totul și în toți. El pregătește totul, El dă cui vrea și la cine vrea. De aceea, comorile noastre să fie făcute spre cer și ăstea care sunt, să ne folosim de ele vremelnic, pentru că trebuie să le folosim, n-avem încotro, trebuie să le folosim. Dar aici ne îndeamnă să nu ne facem comori, să nu căutăm inima noastră, să nu fie trasă și atrasă de lucrurile astea pământești. Cel mai mult tragem spre pământul ăsta. Alergăm toată ziua, seara trudiți, dacă mai spunem 2 vorbe, 3 vorbe și ne culcăm, ne asumăm imediat, ne trezim poate cu coșmaruri, că avem biluri de plătit, că avem cine știe ce lucruri de făcut și nu știm cum să le rezolvăm. Dumnezeu nu ne vrea așa. Dumnezeu ne-a promis că ne va da pâinea cea de toate zilele, dar să avem grijă cum gestionăm lucrurile acestea. Mai departe, ne vorbește despre lumină și vorbește despre ochii aceștia că sunt lumina trupului. Și spune că dacă ochiul e sănătos, tot trupul e sănătos. Nu vreau să mă bag mai multe în amănunte, s-a vorbit alte dăți, se vor mai vorbi despre lucrul ăsta. Dar să avem mare grijă, atât tinerii cât și cei bătrâni, ce facem cu ochii noștri, unde privim și ce privim. Pentru că spune că ochiul este lumina trupului nostru. Și prin ochii aceștia vin atâtea lucruri. Și niciodată ochiul nu o să spună destul. Niciodată nu o să zică destul. Pe urmă, Domnul ajunge și vorbește mai departe, nimeni să nu slujească
nu poate sluji la doi stăpâni. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Vreau să vă atenționez că e un mare pericol în a sluji la doi stăpâni. E un mare pericol. De ce? Biblia ne arată și vreau ca să-l vedem. Spune așa, căci, deci în momentul când slujești la doi stăpâni, căci, sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, una, ori urăști pe unul și iubești pe celălalt, acum depinde cui îi slujești. Și vom vedea că trebuie să-i slujim numai stăpânului care a murit pentru noi. Celălalt, stăpânitorul lumii acesteia, însuși Domnul spune, zice, iată vine stăpânitorul acestei lumi, el n-are nimic în mine. Asta ar trebui să fie și noi. În stăpânitorul lumii acesteia nimic să n-aibă în noi. Deci să fim curați, să fim numai pentru stăpânul care și-a dat viața pentru noi. Un alt lucru care îl arată aici spune, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Ce înseamnă a nesocoti? Pentru că a ține, înțelegem, a ține, știm ce înseamnă să ții la cineva, dar a nesocoti înseamnă a-ți bate joc, a nedreptăți pe celălalt. Și e un lucru grav și în acest lucru. Spune mai departe, nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Adică nu putem să facem, să fim și cu Domnul, să fim și cu iubirile veacului, cu banii din veacul acesta, cu bogățiile veacului acesta, pentru că altfel nu ar fi plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Noi ar trebui ca să fim acei oameni care să slujim numai pe Domnul. Și cine Domnul? Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El este stăpânul care a venit pentru noi și n-a murit, atenție, frați scumpi, El n-a murit pentru noi ca noi să fim oamenii care să avem o fericire completă pe acest pământ, El n-a murit ca să ne îmbogățim pe acest pământ, El n-a venit ca să avem fericirile pământului acestuia, ci El a murit și ne-a îndemnat ca noi să fim sfinți, fiți sfinți, spune căci eu sunt sfânt. El vrea ca să fim acolo unde s-a dus El să ne pregătească locul. Să fim fericiți în cerul lui Dumnezeu. Nu putem să mergem în două părți diferite în același timp. Nu putem merge și sus și jos în același timp. Nu avem cum. De aceea trebuie să fim tare conștienți de lucrul acesta. Nu putem sluji la doi stăpâni. Nu putem sluji și la unul și la celălalt. În Isaia, în capitolul 42:8 spune așa, eu sunt Domnul. În Isaia 42:8 spune, eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea nu voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Samaritenii din vremea aceea, aș vrea să citesc câteva cuvinte din unul împărat, din doi împărați, scuzați, unde neamurile, nu o să citesc prea mult ca să am timp să putem dezvolta mai multe cuvinte, neamurile credeau că ei pot să fie și cu Dumnezeu și cu idolii și cam cum se întâmplă și ziua de astăzi. Idolii poate nu-i mai avem cum aveau ei chipuri cioplite și să închinau lor, dar putem să ținem idolii noștri în inimile noastre. Idolii și cum ar fi? Unul dintre ei cel mai puternic ar fi lăcomia, iubirea de bani și celelalte care îi putem ține în inima noastră acești idoli. Și spune că neamurile și-au făcut fiecare dumnezei în cetățile pe care le locuiau și au așezat în templele idolești din înălțimile zidite de Solomon. Zice, totodată se închinau și Domnului și și-au făcut preoți ai înălțimilor luați din poporul, preoți aceștia aduceau pentru ei jertfă în templele din înălțimi. Astfel, atenție, zice, se închinau Domnului, dar slujeau în același timp și dumnezeilor lor, după obiceiul neamurilor de unde fusese rămutați. Noi nu am vrea să mai avem aceste obiceiuri care le-au avut în neamurile și n-am vrea cu niciun chip ca să slujim și lui Dumnezeu și să slujim și Dumnezeului veacului acestuia. Să avem mare grijă și de lucrul acesta. Astăzi de dimineață, dacă ați fost atenți, a vorbit cu privire la lucrul acesta despre oamenii care sunt împărțiți, oameni îndoiți, care slujesc la doi stăpâni, că acești oameni sunt numiți niște oameni căldicei. Și în Apocalipsă ne spune, dacă ai fi rece sau un clocot. Adică dacă ori ai fi cu Dumnezeu sau dacă nu vrei să mai fii cu Dumnezeu, fii cu cine vrei tu, dar cel puțin fii rece sau un clocot. Fii cu Dumnezeu ca să poți să ai parte, fii cu stăpânul acestei, al nostru personal, ca să avem parte cu Dumnezeu, să avem parte de viața veșnică. Acești oameni căldicești sunt niște oameni nehotărâți, oameni care nu știu încotro să apuce, oameni care nu știu practic la care stăpân să-i slujească. Acești oameni sunt oamenii care în candele lor au uleiul nu e de ajuns. În candele lor uleiul este pe terminate sau este pe sfârșite sau n-au deloc acest ulei care ar putea ca să-i ție lumina aceasta, să poată să vadă, să discearnă ce e bine de rău, să discearnă cum stau lucrurile înaintea lui Dumnezeu.
În 1 Samuel, capitolul 7, cu versetul 3, spune așa: îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți numai Lui. Îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți numai Lui. În psalmul, dacă ne uităm și în psalmul 2, cu versetul 11, spune așa: slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Slujiți Domnului cu frică, nu cu frica de pedeapsă, ci cu frică, de, frică sfântă, o frică care să ne apropie de Dumnezeu. Și zice: bucurați-vă tremurând, dați cinste Fiului ca să nu se mânie și să nu periți pe calea voastră, căci mânia Lui este gata să se aprindă. Ferice de toți cât se încred în El. Ferice de acei oameni care se încred în Domnul și care îi dau cinste lui Dumnezeu, care dau cinste stăpânului nostru. Dar pentru toate acestea, ca să putem avea și ca un antidot, ca un medicament, putem avea pentru a putea să ne stăpânim de lucrul acesta, să stagnăm ca să nu fim neplăcuți înaintea lui Dumnezeu. Și un lucru care putem să-l facem este acela care s-a vorbit și astăzi și vreau ca să le reamintesc: lepădarea de sine. Ce înseamnă să te lepezi de sine? Lepădarea de sine este o dăruire totală, o dăruire totală lui Dumnezeu. O schimbare totală a vieții noastre. Tot ce ai făcut rău nu mai vrei să mai faci. Viața ta este într-o continuă schimbare. Ești schimbat tot timpul și poți să fii plăcut lui Dumnezeu. Domnul spune în Marcu, capitolul 8, versetul 34: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Iată câțiva pași care trebuie să-i facă un om în momentul când vrea ca să fie plăcut lui Dumnezeu și să fie o lepădare totală de sine. Primul lucru care este: dacă voiește cineva. Atenție! Nu vrea Domnul ca obligat să meargă cineva după el. Dacă voiește cineva să vină după mine. Și gândim în această seară că fiind în adunare aici, suntem oamenii care am voit ca să venim după Domnul și Domnul să ne binecuvinteze și să vă binecuvinteze. Am voit ca să mergem după Domnul. Un alt lucru e, după ce se întâmplă lucrul acesta, este să se lepede de sine. Să se lepede de sine. Ce am vorbit mai devreme, să faci o schimbare în viață, nu mai trăiești tu, nu mai trăiești, ci trăiește Hristos în tine. Suntem oamenii care Domnul Iisus trăiește în noi. A treilea lucru pe care trebuie să-l facă creștinul este să-și ia crucea și atât. Și să mă urmeze. Atenție! Să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că devenind o făptură nouă, cele vechi s-au dus, așa ne spune 2 Corinteni, capitolul 5, cu 17. Devenim o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Am vrea ca Dumnezeu să ne ajute ca cele vechi să se ducă și să fim o făptură nouă în care Domnul să-și găsească plăcerea în noi. Ca de altă dată Iov, l-ai văzut pe Iov cum este? Nu e nimeni ca el. Și găsea plăcerea în el, era cu totul altceva. Ce am putea să avem noi în plus ca să nu fim plăcuți lui Dumnezeu? Sau în minus ca să nu fim plăcuți lui Dumnezeu, ca să zică și Domnul despre noi: l-ai văzut pe robul meu sterian? L-ai văzut pe robul meu cu tare? L-ai văzut pe roaba mea cu tare? Nu e nimeni ca ea. Domnul să ne ajute la lucrul ăsta, pentru că se poate. Pe urmă, Domnul vorbește mai departe, termină cu aceasta, cu stăpână, cu cei doi stăpâni, și le vorbește mai departe și spune despre îngrijorări. Și vreau ca să recitesc mai bine spus. La versetul 25 spune așa: de aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Iată din nou ce le vorbește Domnul. El știa, Domnul, pentru că era tot știutor și știa ce poate să fie în mintea noastră și noi personal în zilele de astăzi. De aceea spune, zice, nu vă îngrijorați, nu vă îngrijorați. Sunt unii oameni care se îngrijorează de unele lucruri care poate niciodată nu s-au întâmplat sau nu se vor întâmpla, dar în mintea lor, în inima lor, în eul lor, ei se îngrijorează pentru că spune, vai ce se va întâmpla cu tare lucru, dar poate că lucrul acela nu se va întâmpla niciodată. Sunt unele lucruri care se rezolvă înainte de a sta cu îngrijorare. Și știți că în momentul când te îngrijorezi, ai o altă stare. Nu mai ești tu însuți. Cauzi ca să ești recalcitrant, ești mai nervos, ești cu grijă, ești cu teamă, ești cu frică. Că ce se va întâmpla? Oare ce se va întâmpla? Ajungi până într-acolo încât de cele mai multe ori te întreabă cel de lângă tine și tu parcă ești plecat. Mintea parcă e plecată, încep să vorbești cu tine însuți, ce se va întâmpla, vai cum va fi. Și abia după un timp îți revii și ce ai vrut să spui. Cam așa se întâmplă, pentru că îngrijorările îți fac ca viața aceasta, inima ta,
și tot ce ai al tău să nu mai poată să mai reacționeze, să nu mai fii lucid în ceea ce se întâmplă. Sunt unele lucruri care de cele mai multe ori stăm și ne gândim dacă se va întâmpla. Măcar că poate nici nu se întâmplă lucrul acela. Dacă va fi, dacă va fi cu tare, dacă va fi cu tare. Lucrul acesta trebuie să dispară din inimile noastre, pentru că vreau să vă spun un lucru. Este o mare diferență între a te îngrijora și între a te îngriji. Este o mare diferență. Te îngrijorezi de toate lucrurile și Domnul spune nu te îngrijora, pentru că spune că gândindu-vă la viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, ce veți bea, unde veți dormi, ce veți face. Dar a te îngriji e cu totul altceva. Vreau ca să citim ceva. În 1 Corinteni, la capitolul 7, vorbește cu privire, 1 Corinteni, capitolul 7, cu privire la aceste îngrijorări, dar care sunt pe plan al familiei, a te îngriji cu totul altceva. Deci, grija e una și îngrijorarea e alta. Iată ce spune cuvântul 1 Corinteni, capitolul 7, începând cu versetul 8. O să citesc mai de sus ca să aibă un înțeles. Însă dacă te însori, nu păcătuiești. Dacă fecioara se mărită, nu păcătuiește. Dar ființele acestea vor avea necazuri pământești și eu aș vrea să vi le cruț. La versetul 32, mai jos, pentru că am citit ca să aibă un înțeles. La versetul 32 spune așa. Dar eu aș vrea ca voi să fiți fără griji. Eu aș vrea să fiți fără griji. Cine nu este însurat, se îngrijește de lucrurile Domnului, cum ar putea să placă Domnului. Mai departe, cine este însurat, se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă nevestei lui. Tot așa, între femeia măritată și fecioară este o deosebire. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului ca să fie sfântă și cu trupul și cu duhul, iar cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă bărbatul ei. Deci am spus că există o mare deosebire între a te îngriji și a te îngrijora. În cazul de față, în versetele care le-am citit aici, este vorba despre a te îngriji. A te îngriji cum să placi nevestei tale, pentru că trebuie să faci și lucrul acesta ca să fii plăcut, să fii o armonie într-o familie. Nu trebuie să umbli așa habotic, să umbli cum vrei tu, trebuie ca să fie. Pe de altă parte, nevasta trebuie să umble în așa fel încât să placă bărbatul ei. Se întâmplă unele lucruri astăzi care sunt mai dificile, care lasă de multe ori un semnal întrebării și lasă de dorit. Sunt unele surori care sunt măritate, dar totuși ele se îmbracă foarte strident, se îmbracă foarte sumar și spune că așa îi place bărbatului meu. Eu nu cred lucrul acesta că poate să fie în felul acesta. O vezi semi-îmbrăcată pe stradă și spune că să-i placă bărbatul ei. Trebuie să aibă grijă mare surorile noastre, pentru că în momentul când se căsătoresc, trebuie să fie numai pentru bărbatul ei, trebuie să fie numai pentru ea și nu pentru cei care sunt trecători. Pentru că dacă ea merge și se îmbracă strident, se îmbracă cu o fustă care nu corespunde, și cu o fustă scurtă sau știu eu, îmbrăcată sumar, ea dacă merge pe stradă, întoarce privirile la nu știu câți bărbați pe strada aceea și cine păcătuiește? Bărbații păcătuiesc, dar prin cine vine pricina de păcătuire? Prin ea. De aceea trebuie să fim tare atenți și la bărbați, trebuie să fim în același timp îmbrăcați cuvincios, în așa fel încât să fim plăcuți nevestelor noastre, ca să nu fie probleme în familiile noastre. De aceea am spus, și mai este încă un lucru care spune așa cuvântul, dacă nu se îngrijește cineva de a lui și de cei din casa lui, este mai rău ca un necredincios, a căzut de la credință. Ce ar însemna lucrul ăsta? Înseamnă că ai vrut ca să ai o familie, ai vrut ca să ai niște copii, trebuie să te îngrijești. Trebuie să te îngrijești, nu să te îngrijorezi, pentru că are grijă Domnul. El știe ce avem trebuință, dar noi ca și părinți trebuie să ne îngrijim ce poate să învețe la școală, să ne îngrijim de copiii noștri, ce mănâncă la școală, să ne îngrijim felul în care umblă la școală, ce relații au cu colegii, ce relații are cu cei din jur. Noi trebuie să ne facem lucrul acesta ca copiii noștri să crească cu teamă de Dumnezeu, să putem avea în fața noastră copiii noștri care sunt educați în spirit religios, în spirit despre Domnul, să știe. Să fie acei oameni, să fie acei copii care noi ca părinți să avem grijă cum ni
exersăm acești copii și cum ne facem ca să fie pentru Domnul și nu pentru lumea aceasta. Pentru că în momentul în care noi suntem nepăsători, am văzut frate care Biblia sub braț și a plecat la adunare, unde la adunare, familia era dezmembrată, familia era copiii, rămăsese acasă, unul cu telecomanda în mână, altul cum mai știu eu ce, la desene sau la ce eu știu eu, și el mergea în frunte, era mergea la adunare, că Biblia, omul era prezent la adunare, dar copiii lăsase de izbeliște. Nu așa ne învață Domnul. Domnul ne spune, dacă nu te îngrijești de ai tăi și de cei din casa ta, ești mai rău ca un necredincios, poți să vii și să propovăduiești aici Evanghelia, să zici ce vrei tu, să spui și să plângă frații, dar în momentul când familia ți-e dezmembrată, când e lăsată de capul ei, când e o destrăbălare în casă, egal cu zero e acest lucru. De aceea spune, mai întâi să fie casa pusă, să fie pusă în rânduială. Și pe urmă pot să faci lucrul acesta. Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvinteze. Pentru că știți ce se întâmplă? Dacă grijile acestea pun stăpânire pe noi, îngrijorările acestea pun stăpânire pe noi, ele produc numai rele. Un om care ia să fiți atent la un om care stă tot timpul numai cu grijă, începe să nu mai aibă somn, încep să apară insomniile, încep să aibă coșmaruri în visul lui. Nu mai are poftă de mâncare, te trezești, ce se întâmplă cu tine? Zice, am niște probleme. Nu vrea să le spună pentru că el știe numai pe ale lui. Intră până la urmă, intră într-o depresie, de nu poți să-l mai controlezi, nu poți să-l mai corectezi, indiferent. Și apoi încep, fraților, rugați-vă pentru fratele cutare, pentru că are o problemă. Dar problema aia pornește de la el? Problema pornește pentru că el n-a stat cum trebuie lângă Domnul și a căutat ca să-și adune cât mai mult, a căutat ca să aibă și gândurile care le fac au, dacă voi pierde serviciu. Dacă voi pierde serviciu, n-am cu ce să mai plătesc morghiciu, n-am cu ce să mai plătesc cutare, n-am ce să mai fac pe aia, pierd casa, încep să vină grijile și te trezești că nu știi ce să mai faci. În Matei, la capitolul 30 și la 13 cu 22 spune, îngrijorările veacului, atenție, un cuvânt care ne este de folos, îl putem pune la inimă să înțelegem, că spune că îngrijorările veacului, îngrijorările astea care sunt de zi cu zi, care le avem în mintea noastră, și înșelăciunea bogăților, ce face? Îneacă cuvântul. Și pot să spună, frații, de aici 50.000 de vorbe. Dacă tu în mintea ta stai pe scaun și te gândești ce afaceri să mai faci, ce lucru să mai faci, că n-ai plătit pe aia, n-ai plătit-o pe altă, deja e înnecat cuvântul. Pentru că este scris cuvântul care spune, zice, înșelăciunea bogăților și lucrurile care sunt și toate lucrurile acestea ale veacului, zice, neacă cuvântul și cum ajunge? Neroditor. Niciun rod nu mai dea. Dacă cuvântul nu rodește în noi, dacă cuvântul nu poate să ne facă schimbarea în noi, niciun rod nu aduce, niciun rod nu aduce. Dar poate să fie și pentru asta, dacă pentru, înainte am văzut că există pentru a sluji, există un antidot, și pentru asta există un antidot. Dar asta înseamnă numai să ne apropiem de Domnul și să putem să stăm lângă El. Și în 1 Petru, capitolul 5 cu 7, spune așa, aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, că El însuși îngrijește de voi. Iată antidotul! Ai la îndemână, fără bani, fără nimic, decât ce să faci? Doamne, eu nu mai pot, Doamne! M-am zbătut până acum, m-am străduit, am căutat să fac eu toate lucrurile, dar, Doamne, nu mai pot. Și ce, Doamne? Le dau asupra Ta. Ia-le, pentru că Tu așa ai spus. Să aruncăm toate îngrijorările asupra Ta, că Tu știi cum să le faci și Tu însuși te îngrijești de ele. Și eu, Doamne, am să stau în rugăciune și am să Te rog, am să-Ți mulțumesc. Cel mai mult am să-Ți mulțumesc, Doamne. Am să-Ți mulțumesc pentru că Tu te îngrijești de problema mea, Tu te îngrijești că nu am banul, că Tu te îngrijești ca să îmi faci rost de bani pentru morghici, Tu te îngrijești ca să am cutare, Tu ești, Doamne, acela. Dar eu vreau să stau lângă Tine și numai să-Ți mulțumesc, să Te laud. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze, să înțelegem că Domnul nostru este un Domn bun. E dacă stăm lângă El, El are grijă de toate grijile noastre. Și noi nu mai suntem oameni depresivi, nu mai suntem oameni care să avem insomnii, nu mai suntem oameni care să căutăm bâșbâind lucrurile astea și să nu mai putem să ne mai înțelegem unii cu alții, pentru că grijile ne fac în așa fel încât să ne deterioreze tot timpul mintea noastră. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și ca încheiere, mai e un verset care vreau să-l citesc, care au fost citit și vreau să-l mai recitesc, spune așa. Fiindcă aceste lucruri, toate aceste lucruri care le-am citit, neamurile le caută, Tatăl vostru cel Ceresc știe că aveți trebuință de ele. Și acum ne spune ce să facem, care e valabil și pentru noi, și Dumnezeu să ne ajute să împlinim lucrul acesta.
căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Și atât, nu? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. De ce să căutăm împărăția? Pentru că pentru asta suntem în adunare. Tendința noastră este să fim în împărăția lui Dumnezeu, să ajungem în cerul sfânt, să ajungem unde Domnul s-a dus să ne pregătească locul. Tendința noastră asta este, să căutăm împărăția lui Dumnezeu. De aceea ne-am opus la multe lucruri, de aceea ne-am înfrânat de la multe lucruri, de aceea am căutat și am dat la o parte multe lucruri, de aceea am lăsat bogăția, am lăsat avuția, am lăsat averea, am lăsat tot ce poate să fie rău pentru sufletul nostru. Și l-am căutat pe Domnul, de aceea spune, căutați mai întâi împărăția, dar mai căutăm ceva, că poți să o cauți, dar nu poți să o găsești cum trebuie. De ce? Pentru că mai trebuie și al doilea lucru, și neprihănirea. Căutând neprihănirea, căutând să fii drept, căutând să fii așa cum vrea Domnul, spune mai departe, toate aceste lucruri pe care le voi căutați bâșbâim pe lumea asta plină de gunoaie, nu a plecat și nu a după lucru care te curci, te scol de dimineață de vreme, te curci seara târziu, Domnul spune, zice, dăzați-le la o parte pe astea, căutați-mă mai întâi împărăția, căutați-mă mai întâi pe mine și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Vi se vor da ca să le puteți folosi aici vremelnic, pentru că am spus și repet, nu luăm nimic cu noi. Nu luăm nimic cu noi. De toate aceste lucruri ne folosim. Indiferent că avem case, indiferent că avem ce avem, indiferent că sunt bogății, nu le vom lua cu noi, ci vom lua ceea ce Domnul ne-a spus, să aveți grijă, că păcatele unora merg înainte, iar altora merg după. Am vrea ca păcatele noastre să fie cunoscute de Domnul, am vrea ca în momentul când ajungi, Doamne, iată-mă, ăsta sunt. Am făcut tot ce mi-ai spus, ca Domnul să zică, vină o slugă bună și credincioasă. Domnul să ne binecuvinteze, să ne întărească, să ne dea putere, să înțelegem că nu putem să slujim la doi stăpâni, pentru că vom avea probleme. Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Domnul să fie binecuvântat pentru cuvântul care l-a dat. Corul bărbătesc va lăuda pe Domnul și ne apropiem de încheiere. Rog păstorul să se apropie și vom încheia între această seară. Totul este doar deșertăciune, totul este goană după vânt. Răutatea a ajuns la culme, bântuie păcatul pe pământ. Răutatea a ajuns la culme, bântuie păcatul pe sunt torturați, o, Doamne,
Iată vine ziua judecății, când în fața Domnului vom sta. Se apropie ziua dreptății, când Iisus răsplata le-o va da. Se apropie ziua dreptății, când Iisus răsplata le-o va da. Doar prin jertfa sfântă de pe cruce, cea depusă pentru noi, Iisus, numai îndurarea Lui aduce viață veșnică în cerul sus. Numai îndurarea Lui aduce viață veșnică în cerul sus. Doar prin jertfa sfântă de pe cruce, cea depusă pentru noi, Iisus, numai îndurarea Lui aduce viață veșnică în cerul sus. Numai îndurarea Lui aduce viață veșnică în cerul sus. Slăvit să fie Domnul! Și în după masa aceasta, Domnul ne-a vorbit atât de frumos prin cuvântul Său. Eu aș vrea puțin să continui despre Fiul risipitor. Dimineața n-am avut timp, a rămas foarte scurt, dar m-am oprit la versetul 22 din Matei, din Luca 15, și spune: dar tatăl a zis robilor săi, adică copilul acesta a fost obraznic, s-a dus, a fost în lume, a pierdut tot ce a avut mai scump și s-a întors înapoi, tatăl îl privea de departe. Asta înseamnă bunătatea Tatălui nostru ceresc. Și spune, după ce l-a îmbrățișat, l-a primit cu drag, când s-a smerit și a spus: Tată, vreau să fiu ca un rob din casa ta, nu mai merit să fiu fiu. Auziți ce spune tatăl? Aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Adică haina de binecuvântare cu care va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Apoi i-a pus inelul în deget și i-a dat încălțăminte în picioare. A făcut tatăl lucrul acesta pentru el și apoi în continuare, ca să fie o bucurie mare în împărăție, a spus: aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim. Vă întreb, dacă un fiu răsăpitor se întoarce în familie, pe care tatăl cu mama pământești îl așteaptă de multă vreme să se întoarcă, vă întreb, nu e bucurie? E o bucurie. Doamne, ajută la lucrul acesta. Apoi, fiul cel mai mare, am amintit puțin, care a rămas în slujba tatălui, a rămas credincios, n-a cheltuit averea, nu s-a mânjit haina, a auzit că e ceva bucurie la tron acolo, la casa părintească, și a întrebat: ce este? S-a întors fiul tău, adică fratele tău cel mai mic, s-a întors înapoi, s-a mâniat și a spus: tată, eu de atâta timp îți slujesc ție, de atâta timp suntem împreună cu tine și tu n-ai făcut nimic pentru mine, dar acesta pierdut s-a întors și tu ai făcut așa o bucurie de mare. Și auziți clasificarea tatălui pe care a spus tatăl în versetul 24, căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Cum mort? S-a dus de aici prin de conștiință, a luat tot ce ai dat tu, conștient a făcut lucrul acesta și tu spui că a ajuns mort? Da, spune tatăl.
El a fost mort față de noi, a murit complet față de împărăția lui Dumnezeu, era mort, dar a înviat. Când a înviat? Atunci când s-a venit în fire și a spus, în casa tatălui meu este multă hrană și belșug de hrană. Atunci când lăuntru lui vorbea, ridică-te, s-a ridicat și a făcut gestul acesta și a pornit spre casa părintească. Apoi continuă, era pierdut și a fost găsit. De cine a fost găsit? De Domnul care are milă, slăvit să-i fie numele Domnului. Și au început să se veselească. Eu aș dori ca fratele Stileană amintea un lucru, să ne temem de Domnul din dragoste, nu de frică, dar vreau să vă spun, cuvântul Domnului, dacă se poate pune pe scrin, Matei 10:28, să citim acest verset frumos, care este atât de frumos, Matei 10, iar versetul 28. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în gheană. Înseamnă că trebuie să ne temem de Domnul. El are putere. Vă aduceți aminte de cel ce a îngropat talentul și s-a întors înapoi? El a spus câteva fraze, a amintit, am știut, Doamne, că Tu seșeri de unde n-ai semănat, strângi de unde n-ai vânturat. Și mi-a fost frică și am adus înapoi talentul tău învălit în ștergar, dar l-am îngropat. Ce a hotărât stăpânul? Vă aduceți aminte ce a spus acolo stăpânul? Un verset de care trebuie să ne îngrijim. Pentru că ai știut, rob viclean, te voi judeca după cuvintele tale. Pentru că ai știut, noi nu știm că e păcat să facem răul, nu știm că e păcat să spunem minciuni, nu știm că e păcat să facem adulter și alte lucruri, știm. Dar de ce le facem? Auzi ce spune stăpânul. Pentru că știi și n-ai pus în negoț talentul, legați-i mâinile și picioarele și aruncați-l unde? În întunericul de afară. Doamne, ajută-ne să te slujim din toată inima. Apoi, dacă se poate, să pui din 1 Ioan, capitolul 1, versetul 5, 6 și 7. Vă rog frumos să puneți aceste versete sus acolo, să le vedem toți, să le citim, să cugetăm, să medităm la ele. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 5, vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Versetul 6. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim, sunteți de acord cu acest cuvânt? Spune cuvântul Domnului prin Ioan. Apoi, 7. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos ne curăță, Fiul Lui ne curăță de orice păcat. Are dreptate cuvântul? Poți să strici sângele Domnului, sângele Domnului, spunea cineva odată că s-a apropiat un duh demonic să-l tulbere, striga sângele Domnului, sângele Domnului. Iubiți frați, surori, acolo spune, dacă nu îmblăm în lumină, cum El însuși este lumină, după cum El e și în lumină, avem părtășie, dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții. Dacă îmbli în lumină și n-ai părtășie, e valabil cu zero. Dar dacă ai părtășie unul cu altul, sângele lui Iisus ne curățește de orice păcat. Putem spune amin? Doamne, ajută-ne! Aș dori ca Bunul Dumnezeu din ceruri să ne călăuzească, să ne ajute, să putem rămâne credincioși Domnului. Aș dori în continuare să punem pe scrim planul care este
ca noi oameni facem câte un plan sau proiectul care este pentru săptămâna care ne stă în față, puteți pune pe screen anunțurile de luni, marți. Luni dimineață la orele 7, tinerii noștri pleacă în camp. Putem spune Domnul să-i binecuvânteze, Domnul, să fie cu ei? Doamne, fii cu ei și păzește-i. În continuare, marți va fi zi de post, de la 12 la orele 3 vom avea rugăciune, apoi seara vom avea din nou rugăciune de la orele 7. Vă rog frumos, veniți la rugăciune. Miercuri va fi serviciu de vin, vom fi împreună în casa Domnului, vom mulțumi Domnului pentru tot ce a făcut până în prezent, îl vor ruga să fie mai departe cu noi. Joi va fi din nou catecheza, nu știu dacă tinerii vor fi care pleacă în camp. Care pleacă în camp vor avea acolo, nu, dar aici de acasă vor. Aici care rămân aici vor avea catecheza joi, iar ceilalți vor avea acolo. Cineva din frați va fi acolo și va fi cu ei la catecheză. Apoi, după catecheză, va fi corul bărbătesc, vine repetiții de cor. Doresc ca Domnul să binecuvânteze săptămâna aceasta care ne stă în față. Maica a amintit și dimineața a fost descoperit că Domnul va ieși în cale la doi tineri ca să pui în mișcare inimile celorlalți. Aș dori cu milă să se uite Domnul la tinerii noștri, la copiii noștri, la nepoții noștri. Să ne rugăm pentru ei la camp, ca Domnul să fie cu ei acolo, să-i păzească, să nu se întâmple niciun rău. Vă rog părinților, cei care trimiteți copiii în camp, care le îngăduiți să meargă acolo, aveți grijă să fiți și dumneavoastră acolo cu copiii voștri. Aveți grijă să vedeți ce fac ei acolo și dacă va fi frumos și vă va plăcea, se vor mai duce. Iar dacă nu, poate singur vor spune, nu mai plecăm mai mult niciodată. Nu știu ce va fi. De aceea Domnul să vă binecuvinteze. Număr toți copiii din biserică, număr toți, unii vor rămâne acasă, număr toți la chem, că nu știu de ce, așa nu știu. Dar așa este îngăduit, cred că. Hai acum să ne ridicăm pe picioarele noastre, să-i mulțumim Domnului pentru seara zilei acestei și să rugăm, Doamne, fii cu noi la despărțire, binecuvintează-ne pe fiecare. Amin. Rog să ne rugăm împreună cu biserica pentru un copilaj de 3 ani, care în săptămâna asta va avea operație la inimă. Este vorba de Emic Vlad, copilul lui Jean Vlad, care va avea operație miercuri. Dumnezeu să-și întindă mâna și să lucreze în dreptul acestui copilaj. Ne rugăm, Doamne.